povestește-mi. Hai că ai început o relație și nu mi-ai spus prea multe despre ea. Păi da. Poate mă tare îndrăgostită, deci asta clar. Tu acum că mă vezi pe mine, că vezi că sunt sora ei. Adică... De ce, cumva vrei să propui tu vreun alt episod, nu? Sau care e ideea? Eu nu știu ce să mă fac cu tine. Deci, serios, ești atât de relaxat când situația este groaznică, oribilă. Ce ai tu de gând să faci acum? Având în vedere că nu i-ai spus Amaliei nimic. Ce vrei tu să faci acum? Eu vreau să scap în primul rând de această durere de cap. Ți-am spus, și tu și sora mea sunteți foarte creduli. Așteptați, stai un pic să-l cunoaștem mai bine. Nu, nu pot să cred că vorbești așa ceva. Deci e un tip super ok. Ai ceva împotriva? Da, pe evident. Înseamnă că încă mă iubești. Nu, e vorba de iubire. Băi, te mai trebuie o singură dată și ultima dată și uită-te în ochii mei. Tu ești sigură că nu mă mai iubești? Tu nu-ți dai seama prin ce trec eu, tu nu-ți dai seama ce simt eu, tu nu-ți dai seama că eu nu dorm noaptea, am atâtea gânduri și mă simt atât de prost cu toată situația asta, nici nu mai știu ce să fac! Sinceritatea uneori doare, pentru că ea este mesagerul adevărului necosmetizat de regulile nescrise ale societății. Se mai spune că adevărul supără, pentru că el este de multe ori crud și de aceea mintea încearcă să-l îndulcească prin așa numitele minciuni albe, care nu fac rău nimănui, zică-se. Dar de fapt, ele exprimă doar jumătăți de adevăr. Drept urmare, omul nesincer este mincinos? Nu neapărat, dar sigur este manipulator. Amalia și Cătălin sunt împreună de 3 luni și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Tânăra noastră este îndrăgostită nebunește de Cătălin, care îi împărtășește sentimentele, atras fiind încă din primul moment de sensibilitatea și frumusețea ei naturală. Mai tânără decât Cătălin cu 8 ani, Amalia se simte protejată lângă un bărbat mai matur decât ea și în plus carismatic. Dar este foarte apropiată și de sora ei mai mare, Daniela, medic chirurg și căsătorită de 5 ani cu Florin. Ei trăiesc într-o vilă impunătoare și pasiunea amândurora este grădinăritul. În cazul Amaliei, nimic nu este mai pasionant decât să-și petreacă timpul liber alături de cel pe care îl consideră deja alesul inimii. Măi, iubita mea, uite că te sună și aici. Lasă și tu, dragă, machiajele alea pe bune, strici frumusețea de tine, uite cât de cute ești. Hai, mă, iubire pe bune, iară faci așa. Nu, dar uite-te cât de frumoasă ești. Doamne, dar sunt mult mai frumoasă cu machiaj, adică mie îmi place să mă machiaj și tu mereu te iei de mine, nu înțeleg. Da, pentru că mie îmi place mai mult fără. Îmi place să-ți simt pielea ta fină de pe față. Da, și mie îmi place să mă machiez. Trebuie să ajungem la un punct comun. Bun, vrei să mă machiez în anumite zile, adică în fiecare zi de luni până duminică? Dar în anumite zile, da? Da, dar până duminică. Este perfect, nu? Știu, iubitule. Gândim la fel, normal. Amalia este o tipă simpatică. Din păcate, cam atât. Momentan doar mă folosesc de ea ca să-mi ating scopul. Mă, iubitule, până la urmă eu trebuie să mă simt bine, nu? Da, corect și asta, dar, mă... Eu zic că eu mă simt bine așa, tu de ce te iei de mine? Dar nu mă iau de tine, eu zic tot spre binele tău. Că strângi frumusețea asta de tine. Uite cât de frumoasă ești. Da, sunt drăguță și cu machiaj. Ești foarte tăcut. Hai că știu că îți place și așa. Normal că îmi place și așa. Îți frumoasă oricum tu. Iubitule. Stai că să rălă de la extremul altă, așa? Mă, adică ce, ce bufti? Nu pofti că ți se pleacă, hai, zi. Măi, iubitule, mai... Vă să-mi dai cu capul acolo, să ai grijă. Hai, măi, iubitule, că nu dau, fii atent. Nu propunere pentru tine. Mamă, la cum o spui, sigur ai gândit-o mult. Nu e că am frică. Mă gândeam că poate. Hai, măi, iubitule, nu faci așa. Gândește, mi-e frică. Hai, zi. Deci, știi că ți-am povestit despre familia mea și despre surioara mea. Ok. Și despre al meu cumnat? Îmi doresc din suflet ca sora mea și cumnatul meu să-l placă. Dar la cum îi cunosc eu pe ei, o să fie foarte încântat de alegerea mea. Și mă gândeam că poate ați vrea să faceți cunoștință. Adică ai vrea să faci cunoștință. Băi, în principiu nu văd ce ar fi rău în chestia asta. Ar fi chiar cute. Dar totuși mă gândesc. Mereu este un dar, Nu e mereu, acum, actual. Este un dar.
Nu-i cam așa prea devreme, gen să ne cunoaștem rudele, neamurile, surorile? Chiar nu. Cătălin este bărbatul lângă care mă văd în viitor, așa că mi se pare normal să trecem la pasul următor, să-mi cunoască familia. Și mă gândeam să vorbesc cu ea și să organizăm o ieșire. Îl cunosc și pe Florin. Cred că o să vă înțelegeți minunat. Este un bărbat deosebit. Da? Da. Păi încă nu m-am înțeles chiar așa de bine cu bărbații, dar pot să încerc, adică totul e o noutate. De bune vorbesc, că eu sunt foarte apropiată de el și el a fost lângă mine de când m-am mutat la București. A fost ca cât de lângă tine a fost? A fost ca un tată pentru mine, un mentor. Pe bune, și se înțelege foarte bine cu... Te rog, Nu, dar mai zim că mi-e place, deja încep să mă îndrăgostesc. Hai, te rog, nu faci așa. Și se înțelege foarte bine cu Daniela și o respectă și are grijă de ea. Să știi că eu chiar îmi doresc un bărbat ca el. Când m-am gândit la cum mi-aș dori să se comporte viitorul meu soț, l-am luat exemplu pe Florin. Cumnatul meu este un adevărat model. Păi da, este așa că pare că am prea bărbatul perfect așa, un bărbat ca el, adică eu ce am, ce... Nu, iubitule, știi... E dat-o că foarte aiurea, mi-aș dori un bărbat ca ăla, dar eu ce am, eu deja un bărbat sau care idee? Ba da, iubitule, știi, ești minunat, ești formidabil, pe bune vorbesc. Văd că ești prost. Rog, te rog. Nu mă convingi, deci... Angelina Jolie. Ce bărbat feroce e Florin ăsta, abia știu să-l cunosc eu, să văd și eu dacă e chiar atât de perfect. Știi de ce n-am fost îndrumată ca să ies cu tine? De soarta, de ce? Nu, de cumnatul meu. Iuzi. Pe bune, ascultă, am vorbit cu el și i-am explicat faptul că ești mai mare și că nu ar fi ok să mă văd cu tine, dar el cu toate astea a zis să mă văd cu tine, că poate... Dar de ce faci așa? Da, mă, povestește că nu fac nimic acum. Dar cum? Nu vezi cum te-a prins? Băi, știi care e ideea? Mie nu prea îmi place ideea asta, să încep să vorbești frumos de alți bărbați. Ai un bărbat, okay, ajunge. Ești minunat, ești... Dar nu trebuie să-mi spui mie că sunt minunat, dar mă enervează în momentul în care ce să povestești. Vai cine... Da, ia prezintă mirmoa și mie pe Florin ăsta. Poate luăm acasă, poate luăm noi, gata, păstrăm noi. Da, am să ți-l prezint. Îl ador, efectiv. Nu cred că există altceva mai bun pe pământul ăsta. Ia să mi-l prezinti, mă, și mie pe bărbatul ăsta. Chiar sunt foarte curios. Poate îmi dă și mie niște lecții să te cucerez mai bine. O să ți-l prezint. Hai, te rog, nu mai faci așa. Știi că te iubesc foarte mult, știi, ești cel mai drăguț și cel mai frumos bărbat. Te rog, nu mai faci așa. Te rog, te rog. Da, nu știu, trebuie mai mult de atât. Hai. Trebuie să-mi așa să fac. A, nu doar atât. Oh, pop, stai să vedem cât este ceasul. Doamne, este foarte târziu, trebuie să plec la muncă. Pe bune, ne vedem de seară. Ce a fost asta? Deși nu sunt de mult timp împreună, Amalia îl iubește pe Cătălin și îl dorește atât de mult încât se simte pregătită să-și oficializeze relația în fața familiei. Nerăbdătoare, imediat după ce a ieșit de la serviciu, Amalia a sunat-o pe Daniela și acum iată-le împreună într-unul din locurile lor obișnuite de întâlnire. Cum e la nou job? Nu-mi place. Nu-ți place? Nu-mi place. Nici de asta nu-ți place? Nu. Păi de ce? Pentru că simt că nu mi se potrivește. Corporația ție nu ți se potrivește. Hai, mă, soră, te rog frumos. Sunt mai tineri pe acolo, ce să nu-ți placă? Nu-mi place, nu mă regăsesc. Nu... Eu înțeleg că ai făcut istorie. Dar acum, poate după o vârstă, poate după 40 încolo, te angajezi pe la arhive, pe undeva. Păi poate, dar momentan trebuie să găsesc altceva. Păi și acum ce vrea să faci, adică? Sincer, la asta nu m-am gândit, dar chiar o să mă gândesc, o să nu zic. Spune, vrei să predai istorie în școli. Amalia a terminat facultatea de istorie și mă așteptam să lucreze în domeniu. Dar dacă nu-i place, cine sunt eu să o oblig? Ei, nu exagera și tu, vrei să predau cu oia mici, să mă cer cu ei, să... Asta nu, zic și eu. Nu, pe bune, ne batem acolo, îți dai seama ce ar ieși? Da, deci nici asta. Nici asta. Altceva. Altceva. Ceva să te prind așa, eu te vedeam ceva cu artă, cu... Nu știu de ce te-ai dus tu în zona asta. Hai, mă, soră, lasă că găsim noi ceva. Da, la tine cum este? La mine, e bine. E bine la spital? E la spital, știi cum e, pacienți, nebunie, energia aia pozitivă, eu trebuie să-mi iau din altă parte, că acolo o dau pe toată. Dar na, mie îmi place ceea ce fac. Da, măcar ție. Păi, măcar îmi place să ajut. Uite, vezi noi... aici? Îi place ceea ce facem. Sunt foarte mândră că am o soră ca Daniela. Doamna doctor a muncit foarte mult ca să ajungă în acest punct. Povestește-mi, hai că ai început o relație și nu mi-ai spus prea multe despre ea. Păi da... E,
atât tare îndrăgostită, deci asta clar. Sunt. Foarte îndrăgostită. Da? Foarte, foarte îndrăgostită. Adică, eu chiar simt că este alesul. Aha. Nu, deci nu începe, deci te rog frumos. De câte ori n-am auzit asta din gurița ta? El e alesul. Da, dar el chiar este. Deci se comportă așa frumos și este așa frumos și are un caracter superb și super drăguț și... Sunt sigur. De ce faci așa? Te rog. Pentru că te cunosc. Dar susține-mă, nu mai de așa aripile. Te susțin cum te-am susținut de fiecare dată, dar... Dar. Mereu este un dar? Da, normal, okay. Sunt surata mai mare. Eu zic să fii atentă. Întotdeauna Daniela a fost mai sceptică în ceea ce privește relațiile mele, dar nu mă deranjează. De cât timp vă cunoașteți? De 3 luni suntem împreună. Oh, de 3 ani, 30 de ani. Și deci... ne-am și mutat împreună, știi? Oh, ați și mutat împreună. Te rog. Bine, nu. Deci, aici ai dreptate. Trebuie să te muți cu omul ca să poți să-l cunoști în esență. Că dacă o lălăiți așa un an, 2, 5, 7, ajungeți să stați după aia împreună și să nu fie ce trebuie. Exact. Ok, aici sunt de acord cumva cu tine, dar vreau doar să fii atentă, să nu mai fii așa entuziasmată cum ești tu de fiecare dată. Dar nu e nicio problemă, se comportă foarte frumos și să știi că spală și bani, mai întinde și rufe. Hai, lasă-mă. Da. Ăsta e chiar băiat de perfect. Casă. Vezi, ți-am zis eu. Amalia este încă un copil, iar eu sunt sceptică în ceea ce privește îndrăgostitul ăsta atât de puternic. Mă gândeam și la faptul că îi seamănă foarte, foarte, foarte tare cu Florin. Cu Florin al meu? Da, cu Fernand tău. Adică am căutat mici asemănări și chiar sunt. Așa. Și știi că eu sunt foarte apropiat de Florin. Da, și chiar e chestii ce trebuie, adică... Au... Fizic seamănă sau...? Nu neapărat fizic. Am înțeles. E băiat bun, adică cu alte... Da, la comportament și... Nu, deci privirea asta mă moare, deci nu erau faci la fel. Bine, hai, fii atentă, sunt serioasă. Deci, așa. Eu sunt foarte serioasă și mă gândeam la ceva. Da. Nu zici nu. Nu zic nu. Normal. Sigur? Mă bucură că Amalia vede căsnicia mea ca pe un punct de reper. Asta înseamnă că are standarde înalte și că nu va accepta pe oricine în viața ei. Ce ai zice să ieșim? Așa. O ieșire în patru, să-l cunoști. Măi, o ieșire în patru n-ar fi rea, dat fiind că mă pricep așa de bine la oameni, dar ieșirea aia n-ai vrea să se întâmple la noi, să veniți direct la noi și așa ție cu Florin îți place să faceți, aveți acolo... Ba da, așa ar face și ei cunoștință. Așa, facem un grătar, tu cu Florin la grătar, ca de fiecare dată, știu, avem un protocol. Noi doi. Da. Ok, bun, facem deci asta. Deci ești de acord? Da, vreau să-l cunosc, să-ți dai seama. Doamne, deci mi se pare așa ciudat faptul că ești de acord. Să vezi după aia. Seara bună, știi că bună. O să zic că are, n-are, da. Da, mereu o să încep și o să încep și o să încep și... Bun. Dar poți să începi? Nu mai pot de nerăbdare, abia aștept să-i văd pe toți strânși la o masă. Dar promiți că nu-ți sperii. Asta nu-ți promit. Știi ce? O să-ți promit, o să-ți promit că o să am o discuție cu el legat în privat, legat de viață. Te rog. Trebuie să-l cunosc mai bine, da? Dar te rog, nu-ți speria. Adică... Direct? Bine. Nu-ți speria iubitul. Nu-ți speria. Te rog frumos, pe toți ai speriat. Și eu sunt nici nu. Bine, poți facem să așa. Mai drăguță cu el, chiar este ce trebuie, te rog. O să-ți eu fac chiar plac. Mulțumesc. Hai să mă gândesc așa. Veniți sâmbătă asta la noi. Da. Da? Facem un grătar, stăm de vorbă, îl cunosc mai bine, o să-ți dau niște sfaturi și... Sper că tot o să fie bine și că de data asta poate el este... El este. Este, nu poate, este da? Alesul, este formidabil, no. Este super drăguț. Hai să mergem și să-ți găsim un alt job, nu știu. Da, haide. Au trecut câteva zile și iată că a sosit momentul mult așteptatei întâlniri, ocazie cu care Daniela și Florin îl pot cunoaște personal pe iubitul Amaliei. Bună, dragilor! Hei! Bună, Amalia! Ce faci? Bine, de ce faci? Bine, mulțumesc! Mă, îmi fac doar de tine! Hai, vino! Da. Bine, este iubitul meu! Cătălin! Florin! Salut, Cătălin! Pare bine, pare bine! Deci, el e iubitul tău, a? Da. Super, super! Pentru voi! Mulțumesc! Trebuia să vă deranjați! Nu e, nu e, niciun deranj! E chiar o plăcere asta mea! Hei! Florin nu e chiar așa macho pe cât mă așteptam. Amalia, văd că se cam lasă ușor impresionată. Dacă nu ar fi fost banca asta pe care să mă pot sprijini, cu siguranță aș fi căzut jos. Cătălin
Ok, să vă dau câte un pahărel de vin. Hai să vă mai... chiar v-ați pregătit. Păi, da, ce crezi că e chiar așa? Uite, iubita mea, și pentru tine unul. Ce bine miroase. Da, ei, ce să zic. Norocul ne-am întâlnit. Mă bucur. Noroc, Silviana. Bine că ați venit. Sunteți ok? A, da, da, sunt foarte ok. Ești foarte ok, Silviana? Da, da, sunt ok, sunt ok. M-am băzit ceva mai devreme și sunt un pic așa... De ce faci? Bine, mă bucur, mă bucur să te văd. Oh, condățica mea. Să știi că mi-a fost dor de tine. Și mie mi-a fost dor de tine. Mamă, ce mă bucur că ați venit. Ok, deci, introduceri. Cum? Introdu-mă. Deci, nu știu cu ce să încep. Eu cu începutul de preferat. Okay. Așa, Cătălin. Da. Cătălin, okay. Mă numesc, am 33 de ani. Ok. Continuă tu, iubire. Ce primă iubire să zic? Tot ce trebuie spus. Am emoții. Cred că nici dacă îl prezentam mamei pentru prima dată, nu aveam atâtea. Mi s-a uscat gura. Abia pot să leg două cuvinte. Doamne, nu pot să cred că e adevărat ce mi se întâmplă. Mai, carnea asta e de ceva timp aici. Eu zic să vă ocupați voi, că așa faceți mereu, da? Hai la grădat. Numai un pic, te rog. Stai că vreau să-l întreb ceva pe Cătălin, că după aia uit. Sunt numai urechi. Da. Cu ce te ocupi, Cătălin? Ce mă, eu curios am ești? Acuzat cu legume fructe și... Mă, zic, eu am un business. Interesant. E destul de ok, mă descurc. Da. Cum ți se pare? Hai că vă înțelegeți foarte bine, frații de voi. Că vă înțeleg. Tentat afacerile gen merge. Cu alimente și... Da, fructele lume, super. Iar tu, okay, iar că hai să mergem de vorbă. Hai să facem, că la noi e o tradiție. Da, da. Am știut că e cu tradiție. Noi dai facem grătarul, iar soția mea stă cu un pahărel de vin, mai servește, mai... Revenim imediat! Ce să zic, vă lăsăm să vă descurcați, mai discutați voi, da? Ești un drăguț. Da, okay. Sigur, cu drag. Să aveți spor acolo la fric. Da, mersi, mersi, sigur. S-a fustăcit, e clar. Nici ea nu se aștepta la așa ceva. Cătălin a fost prima mea dragoste, dar a trebuit să pun punct. Nu puteam continua de la distanță. Ai venit odată cu furtuna. Ce e cu tine aici? Tot frumos a rămas, să știi. Aoleu, termină. Eu nu înțeleg, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Tu ești cu sora mea? Tu ești iubitul ei, de care îmi tot spunea? Se pare că da. Doamne, Dumnezeule, Cătălin. Deci numai la asta nu mă așteptam. Ce, e vinul prea tare sau ce? Ce cauți tu aici? Măi, ideea e că nici măcar nu știam că e sora. Nu știi că e sora mea. Adevărul e că nu v-am făcut cunoștință, dar nici chiar așa. Adică ce ne face... Dar pot spune că nu-mi pare rău că sunt aici, că s-a întâmplat să te întâlnesc întâmplător. Întâmplător, neîntâmplător, tu îți dai seama că după vizita asta tu va trebui cumva să dispari, da? Să închei cu sora mea. Nu, îmi iau unul singură. Să închei cu sora, da? De ce aș face acest lucru? Mie chiar îmi place sora, e o fată minunată. În mod normal, acum câțiva ani, dacă ne-am fi văzut la un grătar, ar fi stat de gâtul meu agățată continuu. Nu ca acum când păstrăm distanța. Refuz să mă gândesc că ar putea fi cu Amalia. Nu poate să-mi fac așa ceva. Deci nu știu cum s-a întâmplat asta, dar va trebui să înceteze. Băi, eu cred că destinul vrea să ne spună ceva. Tu nu crezi acest lucru? Uite, Doamne, cât ești de relaxat, nu vine să cred. Nu, eu nu pot să spun că sunt fericit. Cătălin? Că te-am revăzut. Da. Daniela. Dar cum am ajuns noi în situația asta? Noi nu ne-am văzut de atâția ani. Cum Dumnezeu ai ajuns la sora mea? Habar dintre n-am. Toate femeile de pe pământul ăsta. Habar n-am, dar acum, sincer, chiar îmi dau seama de ce m-a atras atât de mult sora ta. De fapt, te regăseam pe tine. Nu, că mi-e rău. Nu mai bea vin. Cred că de la vin este. Abia am gustat. Ia niște apă. Gândește-te la o soluție, pentru că... Situația este foarte, foarte gravă. Nu e grav deloc. Noi doi am fost împreună, înțelegi? Și tu nu, n-ai cum să fii cu sora mea. Păi ce, vrei să propui tu altceva? Nu vreau să propun altceva. Vreau să propun ca acest episod ciudat să înceteze. Simt o oarecare tensiune între ei, dar cred că este normal, având în vedere că este prima dată când se întâlnesc. Amalia este ca și copilul meu. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat încă copii până acum, eu mă bucur în același fel de prezența Amaliei. Măi, Cătălin, tu nu vrei să găsești acum un motiv și să, nu știu, să plecați cât mai repede?
să zici că ceva, s-a întâmplat ceva, ți s-a... Tu acum că mă vezi pe mine, că vezi că sunt sora ei, e că... De ce, cumva vrei să propui tu vreun alt episod, nu? Sau care idee? Nu știu ce să mă fac cu tine. Deci, serios, ești atât de relaxat când situația este groaznică, oribilă. Vrei să te salut aici de față? Doamne, ferească Dumnezeu, deci ne dă te încolo, așa, ca să nu te iau acum, să te dau afară pe poartă. Dacă ea își dorește să jucăm dur, n-are decât. Eu îi voi urma jocul, voi lovi cu aceeași intensitate cu care lovește și ea. Poți să mă privești în ochi și să-mi spui că nu ți-a fost dor de mine deloc? Mi-a fost. Pur și simplu mi-a bubuit inima în momentul în care te-am văzut. Eu zic să încetezi cu chestiile astea pentru că mi-e teamă da, să nu se prindă ai mei. Nu, nu ești credibilă. Mi intră fum în ochi. Ți-a intrat o vacă în ochi, am înțeles. Cătălin, hai să facem cumva și să plecați. Și după ce plecați, explici... Dar zice că ne place foarte mult. Și încheiați relația asta. Și simt că și ție îți place că sunt aici. Nu poți să ne aici. Se vede în privirea ta oricât de mult ai încercat să maschezi acest lucru. Eu te-am uitat în anii ăștia, înțelegi? Mm. Eu am o căsnicie fericită. Eu am un soț minunat și sunt așa cum okay. Trebuie. Sunt pe drumul cel bun, dar nu mă... Asta zic și eu. Am suferit foarte mult de când ne-am despărțit. După câteva luni mi-am revenit, dar până și în prezent tot cu gândul la ea am rămas. N-am crezut că dacă îl voi mai revedea vreodată, mi se va întâmpla asta. Sunt în stare de șoc. Cătălin, uite-te în ochii mei, deci nu mă interesează. Tu te desparți de Amalia cât mai repede posibil. Haide! Îmi pare că e mai bun. Băi, deja miroase a grătar acolo. Ce se întâmplă? Bună, dar ce faceți voi? Despre ce vorbeați? Că am prins ceva. Nu, mi-explica aia de vin, că nu știu cum, cu vinul trebuie cumva savurat, plimbat prin jur, degustat. Da, cu ceva de vorbit. Da, păi, se pare că se pricepe foarte bine la vinul ăsta. Sper că ai fost drăguță cu el. Da, vinul trebuie plimbat prin gură. Sper că nu mi l-ai speriat, că sigur nu o să mai vină pe aici. Nu, practic așa se spune. Așa e, da. Deci cum a fost iubirea? A fost drăguță cu tine? O cunosc mai bine decât oricine. Pur și simplu minte. Se vede în privirea ei că încă mă iubește. Măi, da, nu se știe că e o tipă foarte ok și ai ce să discuți cu ea. E un tip foarte norocos. Mamă, ce mă bucur. Deci, în sfârșit, ai făcut și o impresie bună. Mulțumesc pentru apreciere. Am o soție. Cum adică în sfârșit? Că până acum a fost una impresie nasoale sau ce vrei să spui? Nu, probabil fresh, a fost foarte drăguț cu toată lumea. Nu, sunt convins că e o femeie extraordinară și chiar este. Merită toate laudele. I-ai zis Amaliei, știe? Nu! Păi cum să nu-i spui? Mamă, Daniela, cum să nu-i spui? Amalia, m-am șocat, m-am miram, mai știam ce să zic, mă uitam la ei, nu mai să cred, eram o glumă, ce se întâmplă? Deci, mie nu mi se pare că acest băiat este potrivit pentru Amalia, sincer. Ar putea să mai caute și să găsească ceva mult, mult mai bun. Eu nu știu de unde-ți vin ideile astea. El este exact ceea ce trebuie Amalia. Aș vrea să-ți spun mult mai multe cuvinte, dar... Ar păli în fața a ceea ce simt pentru tine. Vrei să fii soția mea? Da, normal, vreau, da! Ai venit la mine în casă. Mi-ai cerut-o pe sormea. Băi, sormea, mă, sormea. Ai cerut-o de nevastă. După aia îmi spui că mă iubești. Îți bagi joc de mine, îți bagi joc de ea, îți bagi joc de sentimentele noastre. Daniela a avut parte de cea mai agitată noapte și încă nu și-a revenit din șocul trăit cu o zi în urmă. De aceea, Buimacă ea ajunge la spital cu ceva întârziere și se duce direct în biroul colegei și prietenei ei, Maria. Bună, Maria! Bună dimineața! Ce faci, te-ai apucat deja de lucru? Avem mult azi. Hai că o să mă schimb și eu. Dar tu ce faci? Eu fac bine, aș spune bine, dar nu fac foarte bine pentru că am băut vreo două sticle de vin azi noapte. Doamne, trebuie să mă calmez, să mă adun. Trebuie să vorbesc cu cineva, altfel simt că-mi explodează capul. Sunt Maria și sunt doctor rezident. Cu Daniela mă cunosc de când am început practica în acest spital. Dar ce ai? Te văd foarte bulversată. Sunt bulversată, da. Maria, tu ți-amintești numele ăsta? Cătălin?
ăla cu care ai fost tu și care... Aoleu, viața mea... Ce ai, mă? Aseară. Așa. A venit Cătălin. Unde? La mine. Nu cred. A venit Cătălin la mine, dar eu... Nu cred. Nici eu nu cred. Trăiesc un coșmar de ieri și până azi nu știu ce să mai fac. Am crezut că mi-e necazul ăsta în vin. N-am reușit nimic decât să-mi dau o mare durere de cap. Stai. A văzut Florin? Știe Florin? Sau? Situația e foarte complicată. Situația e foarte complicată. Hai să-ți explic. Cum să-ți explic? De unde să încep? De la început. Deci stai, oprește-te. Deci, a venit. De ce a venit? Chiar. Cum să se întâmple așa ceva? Cum să-mi facă mie universul așa ceva? De ce a venit? Cătălin, da, este cu sora. Nu cred. Sora mea mică, da, da. Cătălin este... Hai să o iau de la capăt. Ieri trebuia să-l cunosc pe iubitul surorii mele. Și ne-am gândit să-i invităm, cuplu fericit, să-i invităm la un grătar. La noi acasă, la mine și la Florin. Și în timp ce noi așteptam să vină surioara mea, cine intră pe ușă... Cătălin cu sormea. No. Momentul ăla, stai seama, mi-a picat fața. Abia mai respir. Bun, și i-ai zis Amaliei, știe? Sau... Nu! Păi cum să nu-i spui? Mă, Daniela, cum să nu-i spui? Amalia, m-am șocat, eram, mai știam ce să zic, mă uitam la ei, nu vreau să cred, eram, o glumă, ce se întâmplă? Știi că eu nu i-am făcut niciodată cunoștință cu el. Da, cu 15 da. Ani. Da, că da. Nu s-a întâmplat. Aia este. Da. Bun. Și cumva, nu știu cum s-a ajuns în situația asta să o cunoască exact pe sora mea la un moment dat. S-a înfiripat. Eu am urcat ieri să vorbesc cu el un pic, știi? Noi am rămas singuri. Bun, și adică stai, vrei să zici că a fost pur și simplu întâmplător sau... Întâmplător, da. Băi, Daniela. Da. Daniela. Da. Din 11.000 de femei și sute de mii. Din 11.000. N-are cum. Așa ceva rar mi-a fost dat să aud. Mi se pare aproape imposibil să fie o coincidență. Mi se întâmplă asta doar pentru faptul că m-am despărțit de el și a suferit din cauza mea. Din 11.000, eu înțeleg la el. El, na, când a văzut-o probabil pe ea pentru prima oară, s-au iscat acolo niște sentimente, niște emoții, totuși e sora mea, știi? Transmite da, sângele. Da, cumva, da. Să zicem. Dar ea acum e îndrăgostită până peste cap și eu n-am cum să-i zic. Adică n-am avut ieri. Trebuia să-i zic. Știu că trebuia să-i zic. Imediat trebuia să-i zic, să o trag deoparte, să-i zic ceva. N-am putut. Am împietrit, am înlemnit. Nu am putut să-i zic nimic. Și acum trebuie să-i vorbi cu el. Adică și cu da. Pe el l-am reușit, l-am așa deoparte și am zis, măi băiatule, ce se întâmplă? Cum s-a ajuns aici? Da. De ce cu sora mea? Vezi că s-a întâmplat, că nu știa, că nu știa că-i sormea și uite așa, că s-au ies ca niște sentimente, că la, am înnebunit, Maria, am înnebunit. Bun, ca să-mi explic eu de ce practic ai tu starea asta, e pentru că ți-a readus, nu știu, niște sentimente la viață sau... Au trecut atâția ani, știi? Au trecut ani, da. Dar gândește-te că situația noastră atunci nu s-a întâmplat, despărțirea nu s-a întâmplat că ne-am certat sau că ne-am înșelat unul pe altul sau că a fost de asemenea natură, că eu trebuia să plec, să-mi fac rezidențiatul afară. Da, credeam și că... Na, credeam că o să fie greu și că o să... Știi, relațiile astea la distanță, eu nu prea cred în ele. Adică, până la urmă, e un bărbat superb. Îți dai seama, rămas fără mine pe aici, a urma probabil să aibă o relație, să se întâmple ceva în lipsa mea și interveneau niște chestii mai urâte. Mi-a povestit foarte multe despre acest Cătălin pe vremea în care eu sufeream după marea mea iubire. Așa că cam știu tot ce s-a întâmplat între ei. Ce ai tu de gând să faci acum? Bună întrebare. Că nu i-ai spus Amaliei nimic. Ce vrei tu să faci acum? Eu vreau să scap în primul rând de această durere de cap. O să-mi fac o limonadă, ceva, nu știu. Și să încerc să rezolv cumva situația. Dar cum să rezolv situația? Tu îți dai seama că o să fac pe ea să suferi enorm. E îndrăgostită până peste cap de el. Păi da, dar nu ai cum. Stai puțin, Daniela. Există riscul să se ajungă la mai rău. Adică situația se poate agrava. Știu. Cât au ei împreună acum sau oricum mi se pare teribil. Da, înțeles, 2-3 luni, o chestie din asta. N-au foarte mult, dar eu știu, probabil că s-a ajuns acolo. Hai să trăim vremurile astea despre ce vorbim. Sau sper că nu s-a ajuns acolo. Nu mai știu. Wow.
fac? Maria, ce fac? Cum, îi spui Amaliei? Îi spui Amaliei? Cum spui eu Amaliei? Bă, îi spui Amaliei, nu există. Pe cum? Tu îți dai seama, deci eu îmi imaginez numai cum ai să-i spui tu cumnate. Aoleo, nu, că nu trebuie să ajung acolo. Aia zic, trebuie să-i zici Amaliei. Aia, seara ai fost șocată, n-ai știut cum să reacționezi. Ai, Maria, deci nu știu. Nu există, trebuie să-i spui Amaliei. Nu cred că am mai văzut-o pe Daniela atât de bulversată, nici măcar după cele 10 ore de operație. Habar n-am cum să o ajut. Clar, asta fac. Nu mai gândesc la altă variantă pentru că nu există oricum. Adică nu trebuie să existe. Și trebuie, practic, rupt tot de la rădăcină. Tot, că ieri nu i-am zis, nu știu, fă ceva, rupe-o cu sormea, du-te, și să nu te mai vedem niciuna dintre noi. Și el a zis că simte și el lucruri, îți dai seama că și el acum e într-o cu ea, adică... Dar, mi-a zis că în momentul în care m-a văzut... Da. I-au revenit iar niște amintiri sau nu mai știu ce să zic, cumva omul și el acum e între Ciocan și Nicovală. Este o situație de-mi vine să mă urc pe pereți. Eu zic așa, hai, revinoți. Da. Nu știu cum să spun, dar avem foarte mulți pacienți care ne așteaptă și noi stăm de drame, știi? Da. Hai, gata, revinoți și să-i dăm, da? Mă duc eu pe salon. Am luat și mie o limonadă, te rog. Da, îți iau. Revederea cu Cătălin a marcat-o pe Daniela, mai ales că relația lor pare să nu se fi consumat. Așadar, multe lucruri au rămas nespuse între ei și sentimentele trăite cu intensitate cândva au fost pulberate odată cu plecarea Danielei în străinătate. Dar să ne întoarcem la fondul problemei și să ne reamintim că victima nevinovată a acestei situații delicate este Amalia, iar Daniela trebuie foarte repede să găsească o variantă prin care să rezolve această problemă de urgență, mai ales că acum este o femeie căsătorită, nu? Bună, Evito, ce faci? Așa. Da? Și cum a fost ziua de astăzi? Proastă, rău de tot. Am fost mahmură toată ziua, groaznic. Tu, la ta, cum a fost? Dar cine a băut aseară două sticle de răze? Da, cine? Se mai simte omul și bine, din când în când, nu? Parcă nici nu-l mai suport pe Florin. Doamne, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Hai că n-am apucat să discutăm aseară despre... Ce părere ai despre Cătălin? A, despre Cătălin? Mai, un om ca oricare altul. N-am nicio părere, adică... Hai, mă, mie mi se pare un tip smart. Chiar nu pot să cred că zici asta, doar ați discutat o grămadă, nu? De asta am și băut până n-am mai putut, ca să nu fiu nevoită să schimb păreri, dar se pare că nu scap. Daniela nu s-ar fi îmbătat așa fără niciun motiv. Nu i-a plăcut ceva la băiatul ăsta și nu a vrut să-mi zică. Am discutat ce-i drept niște chestii, dar, mă rog, nu... Mi s-a părut că e un tip, cum spui tu, smart. Adică vrei să spui că ai discutat atât de mult cu el și nu ți-ai dat seama că e un tip smart? Hai măi, e un om ca oricare altul, adică nu iese cu nimic în evidență sau nu știu ce vrei să... De ce îl ridici așa în slăbi? Păi cum? Mie mi se pare un tip super ok, adică chiar e fain, e băiat. Deodată mă uit la el și îmi vine să urlu. Cătălin mi-a dat viața peste cap. Mie nu mi se pare că acest băiat este potrivit pentru Amalia, sincer. Ar putea să mai caute și să găsească ceva mult, mult mai bun. Oh, eu nu știu de unde îți vin ideile astea. El este exact ceea ce-i trebuie Amaliei. Ți-am spus, și tu și sormea sunteți foarte creduli. Așteptați, stai un pic să-l cunoaștem mai bine. Nu pot să cred că vorbești așa ceva. Deci e un tip super ok. Nu cred. Nu înțeleg de ce Daniela este atât de recalcitrantă. Nu țin minte ultima dată când am văzut-o așa. Hai că deja m-a obosit discuția asta și am avut o zi foarte, foarte grea la spital și tot ce vreau acum este să fac o baie lungă și să uităm de tot. Din păcate apar deja primele efecte ale reîntâlnirii cu Cătălin și Daniela nu reușește să-și controleze prea bine reacțiile și atitudinea în fața lui Florin, de unde și nedumerirea acestuia.
Zilele au trecut și Daniela nu a găsit momentul potrivit și poate nici curajul de a-i spune Amaliei despre Cătălin. Deși Mezina, în drumurile ei, a trecut pe la sora ei de câteva ori, doar că nu știi niciodată de unde răsar surprizele, nu-i așa? Hei, ce faceți, mai oameni buni? Ce faci tu aici? Păi am venit că, na, vorbisem cu Amalia. Băi, ce surpriză, mă, frate! Zis, nu, păi, da, că eu i-am invitat. Am zis exact. Că să jucăm și noi un joc. A, nu mi-ai zis și mie. Nu, că... Da, ceva de societate, nu știu, nu mă pricep, dar am zis că mă bag. Vreau să învăț, nu știu. Da, am vrut să facem și noi un... Una alta, ca în familie, știi ce zic? Adică da, dacă da, tot... Da, 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 nu, păi că trebuie să vină și ea, că am înțeles că e pe drum, deci... Amalia, da, e aici. Bine. Eu da, zic așa, hai că până una alta, până vine Amalia, vă fac niște capeluțe? Te rog, imediat, te rog, da, vreau. Minunat. Tare cu două de zahăr, te rog. Și fără lapte. Ești minunat. Îmi vine să-l dau afară în șuturi pentru treaba asta. Cum să vină singur? Sigur voia să mă prindă la discuții numai pe mine. Ce faci aici? În momentan de greu. Cătălin, tu mă pui pe mine în cele mai ciudate situații. Da, dar îți place chestia asta, recunoaște. Nu, nu-mi place. Să văd în privirea dacă îți place. Vine Amalia? Da, e pe drum. Ce-mi faci tu mie? Ce-i cu tine? Termină! După câte văd, ar trebui să găsim o cale de mijloc. Dar, după cum intuiesc eu, s-ar putea să nu-i convină ceea ce vreau eu să fac. Băi, hai să stai pe primul lucru, că vă gândești cum ca șoarecele și pisica și nu e ok. Eu vreau să te întreb un lucru foarte simplu, da? Și tu răspunzi ca la grădiniță, cu da sau nu. Vreau să te țin ochii mei și să jur că tu nu mă mai iubești. Nu te mai iubesc. Jură-te. Jur. Băi, e sigur, da? Da. Dacă aude Amalia sau Florin discuțiile astea, nu-mi imaginez ce se poate întâmpla. Cum adică vrei să amplifici ceva cu ea? Termină cu prostiile astea. O să vezi. Deci ai ceva împotriva? Da, pe evident că înseamnă că încă mă iubești. Nu, nu e vorba de iubire. Băi, te mai întreb o singură dată și ultima dată și uite-te în ochii mei. Tu ești sigură că nu mă mai iubești? Da sau nu? Da. În acest caz, te vei obișnui să-mi spui cum date. Umblă cu amenințări cu mine? Dar cine se crede? Lasă că-i arăt eu care pe care. Daniela, dragă, până să-ți măsori tu ambițiile cu fostul tău iubit Cătălin, fii precaută pentru că Amalia tocmai a sosit și Florin este în casă. Așa că... Uite, nu cont... Bună, dragilor! Bună, bună, bună! Da, uite, tocmai vorbeam cu bună, Daniela, te pup! Iubirea mea! Uite-mă ce frumoasă e! Stai aici lângă mine! Uite-o, mă, frumisica, voi ce frumoasă ești. Măi, ce tot mai vorbeam cu ea ce joc să jucăm, că mi-ați zis de jocurile astea și mă cu ea pe niște. Haideți să jucăm, Poli. De aici, te o cafeluță, îți faci și una? Nu, mulțumesc. Ok. Ia uite, minunat, ce faci cu mânțică? Se pricepe, nu? E, cum? E ceva de nedescris, mulțumesc frumos. Stai să pun și undeva, da? Te rog, ești o scumpă. Ușor. Gata, sunt hotărâtă. Le spun adevărul pentru că nu mai pot să țin în mine atâta tensiune. Ai ajuns mai devreme, Citule. Da, păi nu, că am venit și m-am zis că nu ești aici. Zic, băi, hai că o să stau un pic la o cafea până vii, știi? Și chiar mă contrageam cu Daniela pe jocul ăsta de ziceți voi că ceva cu un oraș, că de-aia era nervoasă, că bă, e nervoasă, rămân sorta. Aproape că să mă bată. Zic, să jucăm. Eu zic să jucăm. Asta ne contraziceam, mie îmi place da, foarte mă, mult. Da, mă, nu știu, și cum? Ok, haideți să le jucăm pe amândouă și așa, ne contrazicem, okay, okay. Nu? Da? Sau mai nu jucăm nimic? Adică nu adică nu ne jucăm nimic, am nimic degeaba. Hai mă, surioară, ce ai? Dacă ea se jură că nu mă mai iubește, în cazul ăsta ar trebui să mă deranjeze dacă vede o scenă romantică între mine și sorsa. Măi, dragii mei, acum că toți suntem aici cu toții adunați, vreau că... Să profit puțin de această adunare, această conjunctură și... Ce iubitule? Ridică-te puțin, te rog. Vreau să te privesc cât de minunată ești. Uite, ești superbă. Mulțumesc! Wow. Și acum că... Bravo, așa te vreau, Cătăline. Ce se întâmplă? Ia, să vedem. Iubitule, ce... Wow. Măi, iubita mea, ținând cont că... Deja, nu știu, simțim foarte multe lucruri unul pentru celălalt și împărtășim momente atât de minunate împreună și ne-am jurat atâtea lucruri frumoase. Dacă nici eu nu mă pricep să mă întorc pe toate părțile, în cazul ăsta, altul nu există. Îmi pare că nu doarme nici măcar o secundă în noaptea asta. Și nu pot să-mi imaginez viitorul fără tine. Aș vrea să-ți spun mult mai multe cuvinte, dar
ar păli în fața a ceea ce simt pentru tine. Și aș vrea să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Da, normal, că vreau, bravo, da! Bravo, ăsta e Cătălin pe care îl vreau de cumnat. Ia uite. Bravo. Mulțumesc. Mă, ce zici, să lăsăm? Deci mulțumesc. Mamă, frate, uite ce bucurie, nu? Chiar că e o bucurie mare. Mă gândesc că poate își schimbă părerea despre Cătălin în seara asta. Amalia mi-este datoare pentru asta. Super, mă, Cătălin, ia uite, hai să lăsăm cafeaua la parte. Eu zic să facem o cinste cu șampanie. Da, perfect, wow, deci ar merge. Ar fi minunat. Cumnate, bravo. Oficial, cumnate. Sigur. Fă onorurile. Bravo, cumnate. Imediat. Doamne, serioară, uite ce frumos. Uite. Superb. Mulțumesc. Băi, mă bucur că am intrat în familia voastră și sincer, chiar, uite-mă, vezi, sincer am avut emoții la început, dar acum când o văd că zâmbește, sincer, chiar mă bucur chiar că am intrat în familia asta. Eu ți-am zis că el este ales? Nu pot să cred. Cineva să mă trezească pentru că eu sigur visez. Am înțeles că Daniela nu prea și-a făcut o impresie bună despre Cătălin. Sper să prind câteva momente și să stau de vorbă cu ea. Eu și viitoarea mea soție, actuala mea logodnică, să-i spun da. Așa, vrem împreună să vă propunem, după propunerea ei da. Și de comun acord, să vă propunem să ne fiți nași. Bravo! Asta e ceea ce îmi doresc! Felicitări! Oh, hai, da? Hai să-i dăm cu șampanie atunci! Ce zici, nașă? Cu mare drag! Uite! Ar fi minunat, să nu? Ne mai gândim, zic! Ce zic? Cu mare drag! O să vă fiu și naș! O să vă fiu și naș, nu? Ce zici? Da. Eu zic că n-ar trebui să vă mai gândiți nașă, pentru că deja lucrurile sunt hotărâte. Noi ne iubim! Mulțumesc frumos! Cu drag! Ne iubim, adică, uite... Eu, nu știu, prevăd că am putea să fim o familie minunată, așa. Ce bucurie! Ei bine, acum de voie, de nevoie, trebuie să-l accepte pe Cătălin. În următoarele zile, Daniela a încercat din răsputeri să se obișnuiască cu ideea că, printr-o ironie a sorții, Cătălin îi va deveni cumnat, dar nu a reușit. În schimb, a primit un mesaj cu adresa anume. După cât de elegant este îmbrăcată, pare să fie o întâlnire specială. Intră. A, nu cred așa ceva. Ce faci, Cătălin? Pentru ce sunt astea? Pentru tine. Pentru mine? Flori? Pentru mine flori? Cum poți să-mi faci asta? Asta-i tortură! Băi, mă, ce Dumnezeu, uite-te, și am dat și o grămadă de bani pe ele. Parcă ieri ne-am văzut în apartamentul ăsta pentru prima oară. Ce repede zboară timpul, nici nu vine să cred. Mai pot eu de florile tale? Cum poți să-mi faci așa ceva? De ce îți bagi joc de mine? Cu ce îmi bagi joc de cu tine? Cu tot ce se întâmplă! Cu ce se întâmplă? Zi-mi și mie ce te deranjează, Ce să mă deranjeze? Ce ai făcut? Ce sunt eu pentru tine? Că nu mai înțeleg nimic. Acum sunt și nașă, sunt și... Vrei să fim și iubiți, vrei să o luăm de la capăt, vrei să... Asta era problema, de fapt. Păi, stai o secundă, până la urmă tu ți-ai ales statutul de nașă. Că eu te-am întrebat, mă mai iubești? Și tu ai spus că nu. Bun, și atunci de ce ai venit? Ce se întâmplă? Am venit să vorbesc cu tine și să te întreb de ce nu faci chestiile astea. Dacă nu mă iubeai, nu veneai. N-are nicio relevanță chestia să veni să vorbești. Puteai să vorbești la telefon dacă nu mă iubeai. Mm-hmm. Eu știu că lui Cătălin este ușor să vorbească. El, practic, n-are nimic de pierdut. Eu am o căsnicie și o soră la mijloc. Deci ție, nu ți este pic de rușine. Ai venit la mine în casă. Mi-ai cerut-o pe sormea. Băi, sormea, mă, sormea. Ai cerut-o de nevastă. După aia îmi spui că mă iubești. Îți bagi joc de mine, îți bagi joc de ea, îți bagi joc de sentimentele noastre. Băi, hai să ne înțelegem puțin. În momentul în care te-am pus să jur dacă mă mai iubești, ai jurat și ai spus că nu mă mai iubești. Și? Păi cum adică așa și? Cum adică așa și? De ce n-aș fi avut dreptul să o cer pe sora ta în căsătorie, odată ce marea înălțimea dumneavoastră nu mă mai iubea? Ea trebuie și cu siguranță va fi soția mea. Nu mă voi lăsa până nu îmi voi îndeplini acest vis. Pentru că ceea ce a fost între noi și ceea ce este și ceea ce va fi, nu știu, contează. Bingo. Da? E, da, bingo. Și da, încă te mai iubesc. Ești un mare prost. Și de ce ți-a fost frică să recunoști momentul în care te-am întrebat? E sora mea, mă, e sora mea. Tu îți dai seama cum o să sufere. E un copil. Băi, hai să-ți explic ceva. Știi, într-un război de genul... Cine? Florin?
al Amalia sunt victime colaterale. Hai să fim serioși, că în fața sentimentelor și a iubirii nimic nu mai contează, nu? De situații pălesc, n-ai încotro. Trebuie să recunoști chestia asta, mă. Nu știu, eu nu pot să-mi dau seama cum poți să fii așa. Tu n-ai sentimente, tu nu simți lucruri. Da. Da, am sentimente pentru tine. Iar în momentul în care ai plecat la studii, te-am așteptat. Și te-am așteptat foarte mult să vii, să știi. Și am sperat că o să te întorci. Nici nu știi cât am suferit. Să mă ierte Dumnezeu că știu că greșesc și mi-este frică. Dar dacă nu trebuia să se întâmple asta, poate că nici nu trebuia să-l mai văd vreodată pe Cătălin. Tu nu-ți dai seama prin ce trec eu, tu nu-ți dai seama ce simt eu, tu nu-ți dai seama că eu nu dorm noaptea și am atâtea gânduri și mă simt atât de prost cu toată situația asta. Nici nu mai știu ce să fac. Și da, încă te mai iubesc. Și de câte ori vrei să ți-o mai zic? Să nu mai zici deloc. Am așteptat momentul acesta ani de zile, dar niciodată nu mi-am putut imagina că va fi atât de intens. Privindu-i pe cei doi cum între ei totul se întâmplă atât de firesc și de natural, tind să crezi că anii în care au fost despărțiți nici n-au existat. Se împlinește o săptămână de când Daniela și Cătălin sunt împreună din nou și au trăit cu intensitate maximă fiecare moment și, după cum este știut, atunci când iubești, timpul parcă se contractă. Dar oare ce le va rezerva viitorul? Nu pot să cred că a trecut atât de repede. Tăi, din gura mie, spui. Deci nu știu când Dumnezeu i-a trecut săptămâna asta. De ce lucrurile frumoase trebuie să termine atât de repede? Și știi care e chestia? Acum mă simt atât de ciudat și parcă mi-e și un pic frică. Păi asta cu teama, eu nu știu, nu sunt la sentimentul tău, pentru că păi știu ce simt pentru tine și... Stai că nu mi-e teamă de asta, mi-e teamă de ce va urma. Păi ce va urma, trebuie să fim conștienți și să ne asumăm. Dacă ne iubim și ne dorim să fim împreună, automat ne asumăm și urmările, știi? E prețul fericirii noastre. Cam asta e ideea. Trebuie să plătim prețul ăsta. Ce să facem? Cum o să facem? Păi ce să facem? O să te iau de mânuță și merge și le spunem adevărul. A trecut săptămâna, suntem ok, da? Știu că este egoist din partea mea, dar chiar nu-mi pasă cine suferă și cine nu. Eu am suferit destul. Cătălin, nu știu ce să zic, nu știu... Adică, cum să facem așa ceva? Nu putem, e... Nu e în firea lucrurilor, da, am petrecut o săptămână minunată împreună, da, ne este bine, da. O să distrugem doi oameni. Nu să distrugi pe nimeni și până la urmă, atâta timp cât ne iubim, nu trebuie să mai conteze atât de mult. Ok, îi respectăm, o să le explicăm frumos, o să acceptăm reacțiile lor, că na, până la urmă, trebuie să le acceptăm și pe astea. Dar cumva trebuie să rezolvăm situația și o să rezolvăm. Nu trebuie să fii mai spins, să mai fii atât de frică de situația asta. Stai seama, Florin, omul ăla care mă iubește atât de mult și care a fost atât de bun cu mine. Băi, ia gata cu Florin asta, atât că deja încep să mă agasez cu el. Tu ești un pic gelos sau mi se pare mie? Poate că sunt un pic gelos, dar nu e vorba de chestia asta. Duci lucrurile prea la extrem. Și tu și surta îl ridicați în slădan, păi ia-ți-l bă și puneți-vă în dormitor frumos piedestal. Știi că mi-a plăcut întotdeauna când ai fost așa. Păi că am joci așa tu și nu-mi place. Mai lasă-l, doamne, iartă-mă, ok, de când ți-ai schimbat tu gusturile astea? Ți-e dor de taică tu de ții numai boșoroși lângă tine sau care-i ideea? Alo! Nu suport să o aud vorbind despre Florin. Nu mă pot împăca cu gândul că au atins-o și alți bărbați în afară de mine. Tu nu știi, eu când l-am cunoscut pe Florin, era tot așa... Nu știu, ca un vis frumos, știi? El întotdeauna m-a respectat și mi-a făcut toate poftele și m-a iubit. Bă, tu ai început să bați câmpii pe mine, că deja încep să mă enervez. Dar du-te, bă, după Florin, ce Dumnezeu cauți aici, dacă tot ți-e atât de drag de Florin ăsta al tău? Cumpără, bă, și o lumânare. E și un pic milă de el, de fapt. Păi aia zic, că de bătrân la toți ne e milă, dar acum la ce să facem? Bine, n-ar trebui să râd totuși, pentru că în situația noastră chiar este... Nu e nimic, te duci, îi spui, eu îi spun lui sorta, tu îi spui lui tataie și toată lumea e fericită. Amaliei în câteva luni va trece, iar Florin, la câțiva ani are el, sigur se va găsi o mare samariteană să-l iubească. Uite ce probleme ne facem noi acum. Hai gata, nu am fost supărat. Am vrut doar să te tachinez un pic, sincer. Exact asta am vrut să fac, să văd cum reacționez, să văd dacă într-adevăr tu mă mai iubești sau nu. Știi? Că degeaba spui așa pe guriță dacă nu
văd un pic de gelozie, un pic de... Hai zi-mi. Te gândești așa, să adică? Vrei să facem acum? Într-un context oarecare, sentimentele sincere ale celor doi îndrăgostiți nu ar fi de condamnat, ci dimpotrivă. Să ne îndreptăm acum atenția asupra Amaliei, care împreună cu cel pe care îl știe drept logodnicul ei, au fost invitați de Daniela pentru un consiliu de familie foarte important. Deci mai închei? Ai mai revenit? Nu, dar am mâncat un sandwich mai devreme și cred că de la el mi-este rău. Vreți să decăjesc cu asta? Nu, mulțumesc, nu, pe bune, o să-mi treacă, e așa... Dar ți-am zis să nu mai mănânci sandwich-ul de la poate. Hai, te rog, nu mai certam. Bună, ce faceți? Bună, bună, uite, am venit pe aici. Da, iertați-mă, voiam să vă aștept, dar mi-a făcut un duș și a durat un pic mai mult. Stai, sora. Îmi bubuie inima de aproape că-mi iese din piept. Abia mă țin picioarele la ce tensiune am. De ce ne-a schimbat? Eu aș vrea să-l așteptăm și pe Florin. Deci nu cred, ați fost și ați văzut localul ăla. Localul de pe malul lacului. Da, ăla e... A stat comandă de flori fără mine? Nu. Bănuiesc de ce ne-am adunat aici, dar aștept să-mi spună ei. Ești foarte nerăbdătoare, ai răbdare să ajungă și... Vreau să știu, adică e ceva legat de nuntă, o facem la țară, vreți să... Mai mult sau mai puțin. Salut, ce iertare, a fost trafic, deci abia de-am reușit. A fost trafic de mult. Ok, hai că să discutăm. Abia aștept. Uite ce vrem noi să vă spunem. Noi am fi vrut să vă spunem ceva. Abia aștept să se termine tot circul ăsta, să-mi iau pe Daniela și să plecăm odată. Parcă nu mai trece timpul ăsta. Gata, știu. Cum adică știi? De fapt, știi ce vrei să ziceți. Știi? Și nu te deranjează? Cum să mă deranjeze? Cum să mă deranjeze? Serios? O să avem un copil, cum să mă deranjeze asta? Sunt însărcinată. Da. Ești însărcinată? Da. Încep să cred că sunt blestemată. Altfel nu-mi explic de ce Dumnezeu îmi dă pe o parte și mi-a pe cealaltă. Ce fain e! Nu ești fericit? Ba da, e cum să nu, dacă voiam să dau eu vestea asta și... Da, deci îmi pare foarte, foarte rău, dar pur și simplu eu am vrut să vă zic. Dar îmi pare rău că ai văzut destul de sarcină. Ai fost mai neatentă, nu e nicio problemă. Am vrut okay, să vă zic altfel. Chiar îmi pare rău, soară, o să fiu pătușe. Imposibil, nu pot să cred așa ceva. Ce am făcut? Da, și tu o să fii tătic! Da, o să fie minunat. Wow, eu mă bucur pentru voi foarte mult. Sunt foarte bucuros pentru Amalia, dar și pentru Cătălin. Sunt niște copii foarte buni. Vestea Amaliei schimbă complet datele problemei și, luați prin surprindere, Cătălin și Daniela abia dacă reușesc să-și controleze reacțiile, în timp ce bucuria viitoarei mămici și a lui Florin este atât de evidentă. Starea de rău a continuat și iată că Amalia apare la spital însoțită de cei mai mari trădători, erijați în persoane de încredere. Da, doctor, am ajuns să o bag acum pe sora mea noastră. Hai că o să fie bine, du-te. Ce-mi faci tu mie, ce-mi faci tu mie? Ce-ți fac eu ție, măi, femeie? Asta? Cum am ajuns? Când am ajuns, uite-le în fața faptului, împlinit. Acum ce vrei să facem? Ce să facem? Cum o rezolvăm? Tu spune mie cum o rezolvăm pe asta. Băi, mă umor pe bună, mă stresez foarte tare, nu te mai agita. Ai, eu nu sunt stresată. Și ce crezi? Că dacă te agiți, o să rezolvi ceva? Hai să ne calmăm puțin. Hai să ne calmăm, dar uite ce se întâmplă acolo. Cum? Și ce voie, mă? Băi, n-aveam cum să o ignor total în pat. Cumva trebuia să mă apropii și de nu e așa? Altfel te-am depănuit. Oficial nu mai există nicio posibilitate ca eu și Cătălin să fim împreună. Totul s-a năruit. Dacă... Ei, omule, tu îți dai seama. Deci în situația în care suntem, e sora mea, eu n-am nici să... Hai că știi foarte bine ce te-ai băgat. Deci nu e doar vina mea, nu mă judecă doar pe mine. Că amândurile ne-a plăcut. Ok, amândurile, și încă ne place. Da, și încă... Exact. Dar ea, fiind sora mea, hai să zicem, nu știu, poate erai cu altcineva, se mai întâmplau lucruri, dar e sora mea, cum o să... Noi ce să vrem și n-avem cum să mai fim împreună? O să zicem că ne iubim și cu asta basta, ce așa asta rezolvă totul. Iubirea, gata, n-avem ce să... Iubirea învinge tot, tu nu știi chestia asta. Uite că nu învinge emoțiile, uite că nu învinge situația asta în care...
Aole, un copil. Dar n-are nimic copilul să crească indiferent dacă o să fiu eu sau nu cu ea. Și eu ce sunt, mătușa? Cum? Știi? Ești mama, Vitri. Mama și mătușă și cum facem asta? Exact, ești mai mult într-una, nu o să ducă lipsă de nimic. Aole, Doamne, Doamne Cătălin, în ce ne-am băgat? Nu ne-am băgat în nimic, e ceva foarte frumos, e o poveste de dragoste. Ok, de băgat ne-am băgat, cum ieșim? Nu ieșim, rămânem... Aici știe. Hai, stai jos aici, stai jos aici. Hai, vino aici. Ce faci, cum ești? Ce ți-a zis? E ok? Na, ce-i cu tine? Nu este bine. Nu este bine? Ce nu este bine? Ce nu e bine? Ce s-a întâmplat? O să pierd sarcina. Vai de capul meu ce am ajuns să trăiesc, nu pot să cred. Copilul nu se dezvoltă. Nici nu știu Măi, ideea e că tu trebuie să fii puternică. Nu doar ție ți se întâmplă chestia asta, mie, dar acum mi s-a întâmplat da, mie. Da, ți s-a întâmplat ție, e dureros. Și pe mine mă doare că e și copilul meu, dar trebuie să fii puternică, nu poți să cedezi pur și simplu doar dintr-o chestie atât. Important că tu ești bine, da. Adică e important că eu sunt bine, da, el nu știu este că bine, este copilul foarte... meu nu este bine. E greu, dar tu ești tânără, ești frumoasă, o să aveți tot timpul de din lume. O să tot facem copii, iubire. Hai să vezi, o să avem mulți copii așa cum ne dorim. De ce te gândești? N-a fost să fie momentul acum, probabil că nu știu, universul... Daniela, Cătălin, vai ce mă bucur să vă văd! Vai, Tatiana mai lipsea de aici. Ia uite cum o simplă revedere îți poate distruge toată viața. Eram sigură că veți fi împreună, ce mă bucur pentru voi. Păi stai, nu te exagerezi, mai fată, să fie împreună cine cu cine. Erați cuplu model pentru mine. Băi, fată, exagerezi. Daniela. Asta ne confuz, nu înțeleg ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Habar n-am cine e domnișoara. Doamne, cum adică nu ți-aduce aminte, Cătălin? Am fost împreună la facultate, ce mă bucur să vă văd. Amalia suportă lovitură după lovitură, mințită în cel mai josnic mod și deja cu sufletul înnegurat de vestea pierderii sarcinii, ea își cere un ultim drept. Să afle adevărul. Ce valoare mai au în ochii ei Cătălin și Daniela și dacă mai există vreo șansă ca Florin să rămână în căsnicia cu Daniela, este greu de anticipat. Deci vă rog frumos să-mi spuneți adevărul, să-mi spuneți ce se întâmplă! Deci vă rog, nu mai... Cum te uiți la el? Nu spui nimica! E o situație dificilă. Cum adică e o situație dificilă? Deci mă minți. Nu, chiar nu ar fi trebuit să fie o situație dificilă, nu? Adică până la urmă, ce s-a întâmplat în trecut, s-a întâmplat în trecut. Bă, da, aș putea să știu și eu ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat da, în trecut? Da, Amalia, noi doi ne cunoaștem. Cum adică voi doi vă cunoașteți? Hai, mai mult decât voi... ne cunoaștem, zic eu. Noi doi am avut asta? O relație în trecut. Cum ai avut o relație? De ce nu mi-ai spus asta? Păi, dar pentru ce să-ți spun? Erai fericită cu el, a fost în trecut, a trecut, gata. Eu nu trebuia să aflu. Păi, nu e cazul, ai fi suferit, uite. Tu cum ai mințit? Cum ai putut tu? Ai știut de la început? Da, a fost chiar în trecut așa, adică... Deci tu ai știut și nu mi-ai spus nimica? Păi doar nu aveam amnezie să nu știu că am avut o relație cu el. Normal că știam. Deci refuz să cred că ai făcut asta. Dar ce-am făcut? Cum adică ce ai făcut? Știi că nici n-ai aflat ce-am făcut. Da. Eu zic că o să aflăm cu toții. Eu am vrut doar să te protejez. Mă protejezi da, și nu, pentru că nu mi-ai știam, zis. Nu știam că ești într-o relație cu un fost de-al meu. Eu când ați intrat atunci pe ușă, am rămas împietrită. Nu venea să cred că se întâmplă asta. Dar măcar atunci. Bine, mă, dar stai puțin. Adică, dar ce sunt aici? Bun, n-ai vrut să o protejezi pe ea, dar pe mine? Sunt soțul tău până la urmă. Da. Adică atâta nesimțire. Cine ești tu, mă, până la urmă să intri în casa mea și să ai o relație cu soția mea? Și să eu să nu știu nimic. A fost de mult. A fost de mult și acum ce mai este? Eu sunt Cătălin, încântat de cunoștință. Hai să te calmezi puțin, că dacă țip nu rezolvi. Cum adică dacă să te calmezi, mă? Bă, dar tu nu te uiți la tine? Bă, da, așa arătat foarte tu nu te uiți la tine? Ai venit în casa mea ca să ce? Spune și mie adevărul până la urmă. Care e problema? Adică tu te-ai folosit... Vrei să spune de ce ai venit la tine în casă? De ce ai venit? Da, spune-mi. Hai că vreau să știu. Spune-mi, ai tu, măcar ai curaj odată. Am de sau spune tu, măcar. Ai, cred că îmi datorezi explicații, nu? Am venit după femeia pe care o iubesc, mă, și care mă iubește. Vom fi cumnați. De ce să nu? Adică, eu chiar mi-ar plăcea. Mă simt bine la voi, eu o să vin mai des, o să ne vizităm, o să plecăm în vacanțe. Băi, eu nu mă simt foarte bine lângă voi, mai ales că eu sunt familiarizat deja cu tine. Soțul tău, e ca și cum n-ar fi, deci nu-i mare lucru. Băi, dar ție nu ți-e rușine? Astea sunt copilărisme. Tu ai rămas un copil, într-un corp de adult. Nu e adevărat. Bine, am un suflet de copil, recunosc și chestia asta e farmecul meu, de fapt.
Dar trebuie să recunoști că asta te-a fermecat și pe tine. Tu stai seama de tensiunea asta, o să se prindă toată lumea că se întâmplă ceva. Tocmai că dacă tu nu mă mai iubești pe mine, totul e ok, nu? N-are ce nu să se prindă. Okay. Nu este ok, că noi am fost împreună, asta nu se poate șterge. Păi asta nu înțeleg de ce tensiunea asta la tine dacă tu nu mă mai iubești. Așa este, mă! Poftim? Cum adică ai venit după adică... Cătălin, nu este chiar așa, nu este chiar așa. Într-adevăr, am avut o relație, cumva s-a terminat fără o... Tu, sora mea! A fost în facultate. A fost cu mulți ani în urmă. Hai să nu ne mai învârtim în minciuni și hai să le dăm liniștiți, lejer. Dar lasă-mă să le spun adevărul. Da, lasă-ta că a fost cu foarte mulți ani în urmă și eu când am plecat la facultate a trebuit să oprim relația pentru că eu nu credeam în relații la distanță și asta a fost. Și cumva... Și eu l-am cunoscut, voi v-ați regăsit. Bine, mă, deci, și mie de ce mi-a spus toate destinul, astea? Eu știu, destinul. Și mie nu mi-ai spus atâția ani, nu mi-ai zis despre relația asta și când a venit la noi în casă... Ce să-ți spun despre toți foștii mei? Ce să-ți zic? Și când l-ai văzut, de ce nu mi-ai spus? Pentru că am fost șocată. Ai fost șocată și nu puteai să-mi spui când te-am întrebat de atâtea ori. Dar cu ce v-am fi deranjat pe dumneavoastră? Adică de ce? Ok, pot înțelege că nu v-ați fi așteptat ca surioara dumneavoastră să vină la braț cu un fost, da? Dar de ce ați fost așa de șocată? În primul rând, nu mă așteptam să-l mai văd vreodată. În al doilea rând... Ți-ai fi dorit să dispară, așa cum ai dispărut tu? Mi-aș fi dorit să nu apari niciodată. Și întâmplător am apărut. Da, ai apărut asta și ne-ai dat toată viața peste cap tuturor. Și ce crezi, ți-a și plăcut? Spune-mi, Cătălin, vorbește. Măi, inițial când te-am cunoscut eu pe tine, n-am știut că ești sora ei, dar după, discutând cu tine, am descoperit în prima oră la cafea când m-am văzut. Ai da, continuat ca să pentru că mi-am ea? Dorit foarte mult ca prin tine să ajung. Doamne, cum ai putut să faci asta? Deci nu ai pic de bun simț în tine. Nu ai deloc. Tu ai știut când ai ajuns la noi în casă pentru prima oară că eu sunt sora ei? Da. Bă, tu nu-ți dai seama ce ai făcut? Ai distrus două femei cel puțin. Adică tu nu-ți dai seama că te-ai folosit de femeia asta și pe urmă i-ai distrus căsnicia. Băi, voi sunteți doar niște victime colaterale. Restul ce am făcut a fost să-i deschid ochii ei că nu e fericită lângă tine. Și mie, eu ce vină am avut? Așa e? Ce ți-am greșit adică știi eu? Tu că ea nu-i... Cu nimic, tocmai, ești doar victima colaterală. Știi tu, mă, știi tu. Nicio vină. Culmea, Florin, adevărul este că da, Cătălin știe asta. Poate soția ta îți va oferi o explicație. Uite-te și tu ce m-ai pus să fac. Uite, uite unde am ajuns. Ce te-am pus eu să faci? M-ai pus tu să... M-ai adus în stare să ajungem să facem... Și vrei să spui că nu ți-a plăcut? Eu zic că ți-a plăcut. Da, mă, omule, dar iar am toată vina pe capul meu acum. Noi ce facem ce vină? În situația asta? Despre ce vină vorbim? Ne iubim. Tu mă iubești, eu te iubesc. Da, o să rănim atât de mulți oameni și o să... Ce o să facem? Păi da, și durerea face parte din... Hai mă, lasă asta cu căsătorie, cea mai mică problemă. Asta e cea mai mică problemă. Și sora mea și sentimentele ei călcate în picioare. Lasă și pe sora ta că e tânără și revină. O să fie o experiență care o va face mai puternică. A, nu? Da. Tu știi că Florin nu mi-a greșit niciodată cu nimic. Omul ăsta a știut doar să mă iubească, să aibă grijă de mine. Foarte rău din partea lui. La mine te-ai gândit? Cât am suferit eu? N-am știut că-i suferit. N-ai știut că am suferit, nu? Am pus un pariu, am băgat mâna în foc, că atunci când ai să te întorci de la studie să mă cauți. Și că vom fi împreună, așa cum am fost și înainte să pleci. Și că vom fi fericiți, așa cum ne-am promis. Și cu toate astea, totuși nu ai făcut-o. Am crezut că o să fii cu altcineva. Nu am crezut că o să țină relația noastră la distanță, da? Da, dar vezi tu că ai crezut prost. Și unul din noi am cam suferit. Eu. Am suferit și eu, stai liniștit. Am crezut că e cea mai bună variantă atunci. Așa că hai să încetăm cu ipocrizia și să ne dăm voie să fim fericiți. Dacă tot simțim chestia asta, hai să o trăim, zic eu. Hai să avem noi doi o săptămână doar a noastră. Să fim doar noi doi și hai să vedem cum decurg lucrurile. Și dacă lucrurile merg ok, atunci eu îți promit că voi face tot posibilul ca noi doi să fim fericiți împreună. Dacă nu merg ok, atunci lăsăm totul să se șteargă cu buretele, totul moare acolo și fiecare își vede de treaba lui. Cum ți se pare ideea? O să fie un challenge. Ești dispusă să-l duci până la capăt? Ok, trebuie să fim foarte atenți. Asta nu e o problemă la noi, cu atenție.
Nu pot să cred că fac asta cu tine. Mm-hmm. Să crezi chestia asta. Uite-te la mine, dar tu chiar îți bagi joc de mine. Tu chiar m-ai înșelat cu ăsta. Chiar nu știi ce faci. A fost un accident, nu? Un accident a fost, un accident. Bravo, și tu, și tu. De ce tot faci asta în continuu și pentru continuu? Că te iubesc foarte mult și vreau să pisica în două. Și să spui odată adevărul, să te eliberezi de toată tensiunea asta și toate minciunile astea în care te învârți de ani de zile. Iubești. Și tu cu nașii și asta, vezi, tu nu mă simți, tu pe mine nu m-ai simțit niciodată. Când a început, când el a cerut-o de soție aici și eu mai aveam un pic și leșinam, tu nu m-ai simțit pe mine că am o tensiune, că simt ceva, că mi se întâmplă ceva. Tata m-a întrebat ce ai, da, și ce? Foarte fericit că, uite, se căsătorește Amalia și că ce băiat bun a găsit. Păi de unde să știu dacă tu taci? Că noi nu avem o legătură, legătura aia pe care eu am căutat-o întotdeauna. Nu aveți chimie, măi, oameni. Și ai găsit-o cu iubitul meu. Cu iubitul, iartă-mă. Mulțumesc. Nu am vrut să se întâmple asta. Nu e cam ciudat. Nu e cam ciudat să-i spuneți asta soțului dumneavoastră? Adică, na, iertați-mi și mie curiozitatea și naivitatea. Pentru ce v-ați mai căsătorit? Dacă nu exista acea chimie, dacă nu era omul potrivit, adică ați avut nevoie de un pansament sau... Nu reușesc să înțeleg chestia asta, pentru că, mamă, adică nu ești ceea ce-mi trebuia, dar am ajuns să ne căsătorim. Nu l-ați cunoscut, a fost pe repede înainte. Nu, cred că a fost pe interes, nu mai înțeleg. Nu, n-are nicio treabă cu interes. Păi atunci ce-i cu tine? Că, adică te-ai căsătorit cu mine ca să ce? Pentru că te îndrăgostești repede și așa, după care am trăit ani de zile împreună și... Ți-ai dat seama că încă îl iubești pe fostul tău iubit, am înțeles. Nu, acum că a apărut el s-a întâmplat asta. Probabil că dacă n-apărea el, trăiam fericiți până la adânci bătrâneți și gata. Fericiți, mă rog. Eu cred că doar ai încercat să umpli un gol. Și n-ai reușit, ce crezi? Băi, mă plictisești. Așa procedează un bărbat care iubește sincer o femeie? Un bărbat femeie? Care iubește trece peste cadavre, calcă peste sincer, orice. Hai, mă, femeie, așa serios? Procedează? Da. Un om care iubește, da, face orice pentru... Tu nu știi ce înseamnă iubire, iubește. Mă. Deci nu cred ce faci acum, mă ceri de soție? Acum aș vrea să mergem la plada primărie să facem... Răspunsul meu este da. Îmi asum toată mizeria pe care am făcut-o în viața Amaliei și păi o justificăm faptul că am pentru că o iubesc pe Daniela. Pentru că dacă neșansa din viața ei nu s-ar fi întâmplat și sarcina aceea ar fi mers bine mersi. Copilul și eu. Ascultă-mă, știu că acum nu vei ierta, dar mă vei ierta în timp. Deci te urăsc, deci ești o mare nesimțită, o mare, mare nesimțită. Și ce-ți doresc eu ție? Îți doresc să ți se întâmple fix ce mi s-a întâmplat mie. Da, mă, dar e normal, puteai să fii sinceră măcar să ne spui de la început când ai văzut că a apărut ăsta. Eu am vrut la un moment dat să zic, eu de fapt am vrut de două ori să zic, uite de că nu se ivea ocazia, de câte ori încercam să zic ceva, se mai întâmpla ceva, te-a cerut de nevastă, după care am auzit, am înțeles tu că ești însărcinată. De ce m-ai cerut de nevastă dacă tu vrei de fapt să fii cu ea? Ca să te răzbune, păi, soră! Dacă te liniștește cu ceva, Amalia a cerut-o de soție și pe sora ta. Cum adică? Auzi? Ia, stai o secundă, te rog. Ia, așează-te comod, ușor, să... Mă, să știi că în momentul îmi place foarte mult și... Adică tu ești minunată, dar trebuie să-l întrerupem. Vreau să spun ceva și... Nu știu cum să ți-o spun. Ești însărcinat. Nu, dar nu cu tine. Nu, mai hai să vorbim serios, pe bune. Vreau să spun. Nu mai lua așa, zi o dată. E o problemă pe care vreau să discut cu tine. Nu știu, uite, te uiți așa urât la mine, acum parcă mă și intimidez. Bine. Dar promite-mi că o să mă ajut să rezolvăm problema asta. Eu aș vrea să mă însor. Tu n-ai vrea să te măriți? Deci nu cred ce faci acum, mă ceri de soție? Ai vrea să te ceri de soție? O să fie un pic complicat și știm de ce. De ce să fie complicat? Acum aș vrea să mergem la plada primărie să facem... Răspunsul meu este... Da, da, vreau! Serios? Doar că o să dureze, știi. Dar nu contează, am așteptat atât. Da? Mai aștept în cont. Băi, ești... îmi pare rău, asta este ce adevărul. Ce-ți pare rău? Nici măcar nu te controlezi puțin la vorba. Ba da, tocmai nu, că mă controlezi deloc. Și încerc să-ți spun adevărul. Nu vrei să știi adevărul? Dacă nu, eu poți să te mint frumos. De ce nu mi-ai spus adevărul de la început? Tu nu vezi că e diabolic, omul ăsta este diabolic, că... vrea să facă rău cu orice preț. Ești, te urăsc, pur și simplu. Nu te mai suport, cum să-mi faci asta? Cum ai putut?
Nu, de ce ești teribilă? I-ai făcut și ei un rău foarte mare, mi-ai făcut și mie. Ce ți-a lipsit ție în relația asta, mă? Ce ți-a lipsit? Mai tu nu vezi că ăsta a vrut să-și bată joc de tine, să se răzbune pe tine? Păi, și omeriți. Omeriți. O meriți din plin. Asta ai vrut să faci, să te răzbun pe ea. Zi adevărul. Florin. Spune, ce Florin? Ce-i drept, da, între noi n-a fost niciodată pasiunea. Eu... N-a fost pasiune, dar ce ți-a lipsit? Totuși, așa procedează un bărbat care iubește sincer. Un bărbat femeie. Care iubește trece peste cadavre, calcă peste orice. Hai, mă, serios? Procedează? Da, un om care iubește, da, face orice pentru. Tu nu știi ce înseamnă iubire, mă. Iubire adică, înseamnă să adică, oferi, nu cu să alte iei. Cuvinte, îi faci Danielei viața praf. Ca care să nu viață? Mai existe cum era altă opțiune. Hai să fim serioși, oricum era praf. Marea relație și marea pasiune dintre ei, moartea pasiunii și... Ce și? A, și soră. Ce și? Și? Spune-te, rog. Cu sorsa, recunosc că ai mers puțin cam departe, dar... Ai mers puțin cam departe, ai exagerat, nu ai mers puțin mai departe. Pe mine mă șochează lipsa de reacție a surorii tale, da? În momentul în care omul acesta te face albie de porci, sincer. A fost ceva care nu s-a terminat atunci, înțelegi? Asta a fost. Îmi pare rău că tu ai fost la mijloc în chestia asta. Dacă era altcineva sau probabil că se întâmpla la fel, pentru că încă o dată sunt femeie și noi femeile avem chestia asta. La mine... S-a terminat povestea cu el atunci, așa s-a rupt brusc și într-adevăr și eu am suferit și el a suferit. Dumneavoastră i-ați dat și... papucii, nu? Eu i-am dat papucii pentru că am crezut că n-o să deci meargă relația la distanță. Deci nu s-a terminat așa brusc la modul că a intervenit da, ceva, dar da? Suferit, v-ați gândit suferit, câteva ore, zile, ce voi face, da? I-ai dat papucii și acum te-ai gândit că e momentul oportun să... Păi am crezut, ce? Nu știu, poate destinul a făcut să... Cum să, să ne reîntâlnim. De milioane de femei. Eu vă întreb doar atât. Un om care iubește sincer, așa procedează, distruge tot ceea ce aveți dumneavoastră în jur, pentru că, nu știu, mie îmi pare a răzbunare. Mă refer la momentul în care Cătălin a conștientizat că Amalia este surioara ta. Și a avut câteva luni în care să se gândească bine mersi ce se va întâmpla între voi două ca surori. Deci, pe mine să mă scutească cu iubirea asta cea mare. Băi frate, dar tu ești conștient că tu acum ajungi la două capete? Adică ești între două surori? Da mă, eu îmi dau seama ce zici tu și oarecum am gândit-o și pe asta, dar n-am cum să renunț la ea. Băi, eu zic că nu e ok ceea ce faci, adică gândește-te că dacă am fi noi. Da mă, dar o iubesc prea mult, frate, adică îmi place foarte mult să petrec timp cu ea, tu nu înțelegi, frate. Bă, sunt alt om plutesc în momentul în care sunt cu ea acolo în pat și ne luăm în brațe și ne iubim și ce facem noi acolo, băi, e vis, ești nebun. Doamne, băi, tu chiar nu gândești, mă, frate, să pe bune zic. I-ai zis cum ai dat de ea? Ce, măi, băi, febră, ce, băi, urticarie, ce, cum să-i spun? Păi, dacă îi spuneam cum, că m-am apropiat de sursa ca să pot să dau de ea, tu îți dai seama când îți dai direct jet? Păi, e normal când dau seama, de-te și întreb. Păi, hai să ne concentrăm puțin, suntem și noi băieți deștepți sau ce facem aici? Da, mă, cum frate. Cum să-i spun? Îmi asum toată mizeria pe care am făcut-o în viața Amaliei. Și o justific prin faptul că am făcut-o pentru că o iubesc pe Daniela. Pentru că dacă neșansa din viața ei nu s-ar fi întâmplat și sarcina aceea ar fi mers bine mersi. Copilul wow. Și eu. Crezi că o încălzește pe Amalia treaba asta? Că tu ți l-ai fi în asumat, momentul în care iubesc trăit cu... pe altcineva, nu mă interesează dacă o încălzește sau nu. Eu îmi făceam datoria de tată, eram alături de copil. Dar vorbim despre două surori, da? Adică eu nu pot să înțeleg treaba asta. Și acum, ce, o iubesc acum, ce... atât de mult, dar nu mă interesează că îi dinamitez pur și simplu ce? Relația pe ce? Care nu, o are nu, cu nu, se termina totul acolo, crede-mă, îți jur, dacă sarcina ta continua, crede-mă că tăceam pe vecie. Sau plecam în lume, mă pierdeai și pe mine pentru totdeauna. Tăceam și continuai relația cred. Cu sora mea. Eu cred că v-ați fi văzut nu pe ascuns. El nu ne-am fi văzut pe ascuns. V-ați fi văzut pe ascuns. 100%. Asta ați făcut. Eu zic că dacă n-a fi spus... Cătălin, în momentul în care a văzut reacția ta atunci când a intrat pe poartă, a știut exact că te are aici, în palmă. Ești o femeie slabă. Am asta încercat ești. Să joc. Slabă. Nu ești o femeie puternică. Nu ai coloană vertebrală. Chiar am încercat nu să știi ce vrei în viață. Nu vis-a-vis de soțul tău că ok, relația nu e ceea ce ți-ai dorit. Deși până la urmă, voi v-ați ales unul pe celălalt. Măcar vis-a-vis de sora ta.
Asta ai distrus două persoane. Iartă-mă, Amalia, deci jur că nu știu ce să zic, nu știu ce să fac. Sunt, da, am greșit și știu că greșesc în continuare, dar mi-aș scoate inima asta din piept. Mă, tu nu vezi, dar tu nu te trezești, nu vezi că omul ăsta a folosit-o pe soră ta, și-a bătut joc de tine. Omul ăsta, dacă te iubea cu adevărat, venea direct la tine, nu folosea pe soră ta ca să te șantajeze pe tine. Pentru că nu aveam cum să dau de tine. Nu e adevărat. Ai vrut să o șantajezi cu soră sa, să-i demonstrezi tu ei. Nu puteai să o găsești pe Daniela. Nu, n-am reușit să o găsesc pe Daniela. Nu, că internetul e... sau nu puteai pur și simplu n-am reușit să o găsesc. Bine că ai găsit-o pe soră sa. Pe soră sa cum ai găsit-o? Am încercat să o sun luni de zi. Am încercat să o caut și pe internet. N-am găsit-o. Bine, ce-i drept, știi că nu am conturi, da, că n-am medic, nu pot să-mi pun eu așa. Bine, mă, dar pe soră sa, cum ai găsit-o? Puteai să nu mai promiți marea cu sarea. Pe internet, e normal să o găsesc. Bine, mă, și atunci când ai văzut-o, când ai întâlnit-o, da? Așa. De ce ai continuat cu cererea în căsătorie? De ce ai mai lăsat-o și însărcinată pe soră sa, pe aceasta, pe micuța asta care a suferit degeaba? Măi... Mă, e ca și copilul meu, de ce s-ai bătut joc de ea? Bă, nu ești pe câmp aici, nu mă lua cu bă. Hai să te calmezi puțin. Pentru că lui Cătălin nu-i pasă de altcineva, nu-i pasă decât de el. Da, e un om egoist care calcă pe cadavre. Și ceva mă face să cred că iubirea nu prea are cum să fie motorul din spatele acestei nepăsări. Dacă mai nu degrabă fost iubire, răzbunarea. Nu, păi dacă era răzbunare, o făceam altfel. Nu rămâneam în centrul atenției. Wow, cum ți-ar fi ieșit mai bine pasența asta de răzbunare decât ți-a ieșit? Lămurește-mă. Am făcut-o. În stilul lui. Dacă aș fi vrut să mă răzbun, aș fi făcut-o și aș fi plecat. Și aș fi lăsat doar niște dovezi. Și atât. Dar nu am făcut-o din răzbunare. Eu am făcut-o pentru că o iubesc pe Daniela și mi-o doresc pe Daniela. Nu, la început ai făcut-o din răzbunare preț. Și pe urmă probabil că acum o și vrei, având în vedere că ea, divorțând de mine, va avea o jumătate din ce am eu, nu din averea mea. Aoleu, ești un vânător. Treabă, banii băi, Sherlock, păi asta ești. De ce? Deci te rog frumos, controlează-ți-l tu. Observi cum vorbește. Deci controlează-ți-l puțin măcar asta să poți să faci. Tu înțelegi, taci din gură, fii atentă. Oricum ar fi, deci tu nu mai spune atâta cu prostiile tale. Oricum, divorțul este inevitabil aici. Ok, poți să pleci să faci ce vrei de acum, de azi înainte. Fă-ți de cap. Are. Dar măcar trebuie să fii sinceră cu mine, să fii corectă, da. Pentru că eu nu te-am înșelat niciodată de când suntem împreună. Am fost fidel și am fost sincer 100%. Trebuia să faci același lucru, măcar din respect și din bun simț. Nu am avut respect nici măcar față de mine. Nici măcar nu ai avut pic de rușine în tine, da. M-ai distrus niciodată în viața ta. Să nu te mai gândești tu personal că tu o să mai vorbești cu mine. O să închem orice legătură, orice, mai distrus, te urăsc. O meriți, o meriți. Da, din plin o meriți. N-ai putut să fii sinceră. Du-te, fui și tu. Dispar după ea. Pic de bun simț nu ai. Amalia, te rog, așteaptă. Ce? Maria. Ce mă rogi? Ce mă rogi? Cum ai putut să faci asta? Te umiliezi, Danor. Băi, tu ce cauți aici? Stai un pic, Cătălin, te rog frumos să pleci. Deci măcar acum, în al 15-lea ceas, du-te! Du-te! Dar ești mai cu talent! Deci, ascultă-mă, știu că acum nu mă vei ierta, dar mă vei ierta în timp. Deci, te urăsc, deci ești o mare... O mare, mare... Și ce-ți doresc eu ție? Îți doresc să ți se întâmple fix ce mi s-a întâmplat mie. Să faci, să-ți facă cineva ție asta, ce mi-ai făcut tu mie, propria mea soră. Ești, nu o să te mai suport, nu o să vreau să te mai văd niciodată, nu vreau, nu. Amalia, hai mă, Amalia, te rog frumos. Vino înapoi. Ce am putut să fac? Băi, stai, să nu te duci, a plecat. De unde ai venit, mă? Cum adică de unde ai venit? De cum să plec, mai nebunit? Ți-am spus că te iubești și nu renunț la tine. Ce ți-am făcut, mă? Ce ți-am făcut? Ce viață ți-am distrus? Că n-aveai nicio viață cu ăsta. Ok, am distrus... Așa cum era. Viața ta tristă și... Părea fericită până să... Părea, dar nu era. Ești conștientă că ești mai fericită cu mine decât cu... Am fost mai fericită cu tine, dar nu cu asta. Nu trebuia să... Tu ce ai făcut acolo? Ai făcut-o pe soră mea? Ai terminat? Băi, dă-ți voie să fii fericită. Da? Și cu soarta o să te împaci la timpul potrivit. Pe mine, tu mă... Hai, încetează. Ce vrei să facem acolo? Ce vrei să facem? Hai să plecăm odată, cum ai ce vreau să facem. Unde facem? Să plecăm? Nu știu, oriunde în lume. Nu ești întreg. Nu sunt întreg, mă nebunești și vreau să plecăm odată. Hai.
Ce mai stai? Ok, oricum totul e distrus. Hai să fim un pic rațional, stai o secundă. Asta zic, rațional. Cu ăsta oricum divorțezi, cu ăsta oricum relația s-a stricat. Ce cum mai aștepți? Uite, viața mea oricum e distrusă. Asta zic. De pierdut, nici nu știu ce mai am de pierdut, sincer, da? E clar, el a zis că bagă divorț, sora mea a plecat. O să fac și pe asta, ok? Dacă am făcut o prostie, o să facem până la capăt. Mă să-mi fac bagajul. Mă aștepți okay. aici? Te aștept în mașină. Nu stai sănătoși. Hai, nu stai mult. Se spune că în război și în iubire totul este posibil. În iubire cu siguranță, pentru că este o trăire emoțională, independentă de voința noastră, care nu are nicio implicare logică. Victimele colaterale din iubire sunt persoanele naive, sufletele curate și fără școala vieții, care acordă încredere celor mai nepotrivite persoane. Trădarea și regretele sunt recompensa care apare, din păcate, în cele mai nepotrivite momente, atunci când inima îndrăgostită este vulnerabilă și ușor de rănit. De aceea, putem spune că sinceritatea și adevărul ar fi fost esențiale în relația dintre Amalia și Cătălin, dacă s-ar fi iubit cu adevărat. Ai făcut cea mai mare prostie din viața ta când te-ai măritat. Aici e plafarul tău? Aici e piața ta? El a fost pe moarte și tu l-ai salvat. El ar trebui să-ți fie ție recunoscător, nu tu lui. E fita, da? Pune-o la punct, că dacă nu, jar mâncați amândouă. Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, aici? De ce dai mă mine? De ce dai mă mine? Cine ce am făcut? Eu pentru tine sunt cu el. Pentru tine m-am căsătorit cu el. Mă iei de prost? Mă mai minți mult? Bă, bune, serios, mă mai minți mult? Zi, cu cine ai fost? Unde ai fost? Ești pregătită? Este mediul tău? Tu ești șef acum. Îți interzic să postezi așa ceva. Eu sunt aici. Te manipulează numai cum vrea el. Mihaela, deschide! Dumnezeu cu milă. Tu mă faci să nu mai știu ce să-ți răspund. George, de ce te porți așa cu mine? Să știi că pe lumea asta niciun bărbat nu o să te iubească mai mult decât te iubesc eu pe tine.